Exodul capitolul 4 de la versetul 1 la 17. Și Moise a răspuns și a zis: dar iată, ei nu mă vor crede și nu vor asculta de glasul meu, căci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Și Domnul i-a zis, ce ai în mână? Și el a răspuns, un toiac. Și Domnul a zis, aruncă-l la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiacul s-a prefăcut într-un șarpe. Și Moise a fugit de el. Și Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a luat și șarpele s-a făcut iarăși toiac în mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să te creadă că ți s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată mâna i se acoperise de lepră și i se făcuse ca zăpadă. Și Domnul a zis, bagă-ți din nou mâna în sân. El și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată mâna s-a făcut iarăși cum era carnea lui. Dacă nu te vor crede și nu te vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să o torni pe pământ și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Și Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și defectul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă, nici măcar de când vorbești tu servului tău, ci sunt greoi la vorbire și încurcat la limbă. Și Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Acum du-te și eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce să vorbești. Dar Moise a zis, ah, Doamne, trimite-te rog pe oricare altul vei vrea să trimiți. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, nu-i oare acolo fratele tău Aron, levitul? Știu că el poate vorbi ușor, iată, el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura din toată inima. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce aveți de făcut. El va vorbi poporului în locul tău și va sluji în locul gurii tale și tu vei fi ca Dumnezeu pentru el. Și tu ia în mână toiacul acesta cu care vei face seara. Exodul, să vedem ce putem învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune aici, la începutul capitolului 4, șovăirea lui Moise. Să ne uităm puțin la această șovăială sau această șovăire a lui Moise. În relatarea istorică din cartea Exodul, pentru că lucrurile acestea au fost fapte istorice, ce s-au întâmplat, noi avem multe modele de învățătură pentru noi astăzi. Așa cum ne spune în Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 10 și versetul 11, vorbind despre aceste lucruri din vremea lui Moise, spune toate acestea li s-au întâmplat lor pentru noi, pentru învățătura noastră, ca noi să le observăm și să învățăm din ele. Și mai întâi din viața lui Moise vedem cum Dumnezeu cheamă un om și îl trimite să facă lucrarea sa. Și Dumnezeu lucrează la fel și astăzi, pentru că Dumnezeu este același. Vor fi probabil alte condiții de lucru, alte misiuni, alte lucrări. Dumnezeu nu ne va da nouă de făcut, ci i-a dat lui Moise, dar este același Dumnezeu și El lucrează după aceleași modele. Și Moise a crescut la curtea Egiptului ca și fiu al fiicei lui Faraon. El a crescut ca și prinț al Egiptului, deși era unul dintre copiii evreilor și nu avea dreptul acesta, evreii fiind sclavi în Egipt. Și pe când avea el 40 de ani, Dumnezeu îl înștiințează pe Moise și îl face să înțeleagă cine este el, cine este Moise, cine este Dumnezeu, cine sunt evrei, cine sunt egiptenii, uite lumea, uite poporul lui Dumnezeu, trebuie să te hotărăști ce vrei să faci de acum înainte cu viața ta, vrei să mergi cu lumea, vrei să te alături poporului lui Dumnezeu, vrei să primești voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl înștiințează chiar mai mult că prin el va scoate poporul din robia egipteană. Dar Dumnezeu nu va face lucrul acesta din cauza poziției privilegiate pe care o avea Moise la curtea Egiptului. Dumnezeu nu avea nevoie de el din cauza că el era prinț la curtea Egiptului. De fapt, Dumnezeu însuși îl
ajutase sau, mă rog, făcuse în așa fel ca Moise să ajungă acolo. Pe când Moise era un bebeluș mic și era gata să se înnece pe râu, Dumnezeu a lucrat toate aceste detalii ca Moise să ajungă acolo. Și Dumnezeu nu ne alege nici pe noi datorită abilităților noastre. Dumnezeu nu ne alege fiindcă suntem tineri sau suntem puternici sau suntem deștepți sau suntem educați sau suntem bogați. Da? Un frate care a scris un curs pentru colegiul pe care noi studiem astăzi, spunea că a venit odată o doamnă la el după adunare în Statele Unite și a zis că vrea să devină membră la biserica lor. Și fratele nostru l-a întrebat, dar de ce vrei? Păi a zis, și toți prietenii mei sunt membri aici la biserică și vreau să vin și eu cu ei. La fratele a zis, totuși, știi, ca să devii membră, trebuie să vorbim despre mântuire. Și femeia a zis, dar știi, mai este un motiv pentru care vreau să devin membră. Și a zis, care? Și a zis, știi, eu sunt foarte bogată și cred că Dumnezeu m-a ales ca să vă ajut pe voi și să vă dau bani să faceți lucrare. Fratele a zis, Dumnezeu nu are nevoie de asta. Da? Oamenii cred că pot să-L ajute pe Dumnezeu. Oamenii cred că Dumnezeu are nevoie de bogăția lor sau de deșteptăciunea lor sau de puterea lor sau de influența pe care o au ei în lume. Da. Sunt unii frați cu care am vorbit în trecut și ziceau, de ce să nu avem și noi un om de al nostru în Parlament? De ce să nu avem și noi pe cineva acolo să poți să dai un telefon, să poți să rezolvi o problemă? Și am zis, Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Cu ce am fi noi mai buni decât lumea dacă am folosit aceleași metode? Cât de mare este Dumnezeul nostru dacă trebuie să folosim aceste metode, să zic așa, neortodoxe? Da. Dumnezeu nu l-a ales pe Moise fiindcă avea nevoie de el și fiindcă Moise era prinț la curtea Egiptului. Dumnezeu face lucrarea prin noi. El nu are nevoie de abilitățile noastre, El are nevoie doar să fim disponibili, să fim la dispoziția Lui și să avem răbdare, să avem credință și să așteptăm după Domnul. Moise însă a luat-o înaintea Domnului și astfel a dat greș. Moise, în primul rând, n-am menționat acum, dar Moise, în primul rând, răspunde bine la chemarea pentru mântuire. Atunci când Dumnezeu ne științează cine este vestul ești dintre evrei, ăsta e poporul meu, ăștia sunt egiptenii, asta e lumea, tu ai crescut în lume, ai crescut la curtea Egiptului, ești obișnuit cu confortul, ești obișnuit cu viața luxoasă, ușoară, trebuie să te hotărăști acum. Și Moise răspunde bine la această chemare. În Cartea Evrei mi se spune că atunci când s-a făcut mare, Moise a ales, când a avut de ales între acestea două, lumea sau Dumnezeu, spune că el a ales mai degrabă să sufere barjocura alături de poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului de la curtea Egiptului. Și toți cei care vor să fie mântuiți trebuie să facă alegerea asta. Sigur, mântuirea este prin har, este prin credință, este pe gratis. Iisus a plătit pentru noi. Dar mântuirea nu înseamnă doar să ți asiguri cerul, doar gata, îmi șterge Dumnezeu păcatele. Mântuirea înseamnă dorința să fii al Domnului de acum înainte. Nu vorbim despre puterea de a fi, dacă poți. Nu se pune problema dacă poți, se pune problema dacă vrei. Moise nu știa că o să poată sau ce o să poată, dar Moise spune, a ales, a hotărât ca să sufere mai degrabă bajocurile alături de poporul lui Dumnezeu și în lumea aceasta, dacă vei alege să fii al Domnului, vei avea de suferit bajocuri. Lumea nu te va lăuda, nu te va înălța, nu vei ajunge sus în lumea asta dacă vei alege să fii cu Dumnezeu. Și Moise la această chemare a răspuns bine. El a renunțat la poziția de prinț al Egiptului ca să se identifice cu poporul lui Dumnezeu. Și am localizat noi acest punct ca fiind momentul, să zicem așa, al mântuirii lui Moise. El lasă lumea și alege să sufere bajocura. Dar apoi vine chemarea la slujire, pentru că Domnul de asta ne mântuiește, ca să slujim, nu ca să stăm degeaba. Și Domnul îi spune că prin el trebuie să scoată poporul din Egipt. Aici Moise deja o ia înaintea Domnului. Numai ce află și zice, da, bine Doamne, gata, știu acum, am înțeles de ce m-ai ales pe mine, că cine ar fi putut să-i scape decât eu, care am crescut la curtea Egiptului. Și Moise acum o ia înaintea Domnului, fiind prea încrezător în sine. Dați seama, ca și prinț al Egiptului, Moise era obișnuit să dea porunci, era obișnuit să fie servit, era obișnuit să fie ascultat, era obișnuit să spună ceva și să se împlinească. Și era foarte încrezător în sine. Și el
dă greș. Apoi fuge în deșert, în Madian, și ajunge acolo cioban la oi, se umilește, se smerește și după încă 40 de ani, Dumnezeu consideră că acum este gata Moise să asculte. Și Dumnezeu îl trimite acum și zice, acum du-te, în capitolul 3, versetul 10, acum vino și eu te voi trimite, du-te la faraon și vei scoate poporul meu din Egipt. Eu te trimit, zice Domnul. Dar Moise este atât de umil acum, încât se vede prea mic pentru această lucrare. Înainte a fost prea încrezător în sine, acum se vede prea mic pentru această lucrare. Însă aceasta este tocmai atitudinea potrivită ca Domnul să poată lucra prin noi. Dumnezeu nu are nevoie de noi să fim încrezători în noi înșine și să ne vedem potriviți pentru lucrarea Lui. Atunci nu ne poate folosi Dumnezeu. Fiindcă atunci am fi noi cei care facem lucrare. Dumnezeu are nevoie de noi să ne vedem mici. Amin? Când suntem mici în ochii noștri, atunci Dumnezeu poate să ne folosească. Și așa se vedea acum Moise, mic. Și nu mai vrea să se ducă, dar Dumnezeu spune exact acum este timpul potrivit. Acum pot să te folosesc când te vezi mic și neputincios în ochii tăi. Moise credea că acum este prea târziu. Doamne, dacă nu m-ai folosit acum 40 de ani când eram cineva, când aveam putere, când eram tânăr, când dădeam porunci în Egipt, acum ce să mai faci cu mine acum? Așa gândim noi oameni, nu? Doamne, ce să mai faci cu mine acum la bătrânețe? Dacă nu m-ai folosit când eram cineva, nu, Dumnezeu nu are nevoie de noi să fim cineva. El este cineva. Amin? El are nevoie de concurență, să fim și noi cineva. El are nevoie de noi să fim un nimeni. Și dacă suntem nimeni, atunci ne poate folosi. Și Moise credea, Doamne, este prea târziu, acum a trecut timpul când ai fi putut să faci ceva cu mine, dar Dumnezeu știe întotdeauna care este timpul potrivit. Amin? Dumnezeu nu întârzie niciodată. Calendarul Lui nu este greșit niciodată. El întotdeauna știe care e timpul potrivit și El întotdeauna are metodele potrivite. Metodele sale nu dau niciodată greș. Dacă citim în capitolul 3, de la versetul 16, Dumnezeu îi zice lui Moise acum, când Moise zice, dar Doamne, dar cine sunt eu? Ce să fac eu acum? Și Dumnezeu îi spune, du-te, strânge pe bătrânii lui Israel, și spune-le, Domnul Dumnezeu părinților voștri, Dumnezeu lui Avram, lui Isaac, lui Iacob, mi s-a arătat zicând, v-am cercetat negreșit și am văzut că ce vi se face în Egipt, vă voi scoate din suferința Egiptului, vă voi duce în țara cananiților, o țară unde curge lapte și miere. Și versetul 18, Dumnezeu îi zice lui Moise, și ei vor asculta de glasul tău și te vei duce tu și bătrânii lui Israel la regele Egiptului și îi veți spune, Domnul Dumnezeu evreilor s-a întâlnit cu noi, acum dă nevoie, te rog să mergem cale de 3 zile. Dumnezeu îi zice, te vor asculta. Du-te, eu te trimit, strânge-i spune-le și eu zic și ce se va întâmpla, fiindcă Dumnezeu știe totul dinainte. Dumnezeu zice, nu-ți face griji, că te vor asculta. Cu 40 de ani înainte, Moise n-a așteptat ca să-i spune Dumnezeu ce să facă, cum să facă, să strângă pe bătrâni sau el a luat-o de capul lui. Dar acum Dumnezeu îi spune, uite, așa să faci, așa să faci și uite, așa se va întâmpla. Ei te vor asculta. Versetul 19 și 20 spune, în schimb, îi zice Dumnezeu, știu că faraon, regele Egiptului, nu vă va asculta. Bătrânii lui Israel te vor asculta și veți merge împreună la faraon, dar știu că regele Egiptului nu vă va lăsa să plecați decât numai obligat de o mână puternică. Și eu îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu toate minunile mele pe care le voi face în mijlocul lui și după aceea vă va lăsa să plecați. Dumnezeu îi spune, inițial faraon nu vă va lăsa așa ușor, dar eu tocmai voi folosi această ocazie și voi lovi Egiptul, voi lovi lumea și voi arăta cine este Dumnezeul adevărat și apoi ei vă vor lăsa să plecați. Și versetul 21, Dumnezeu îi descopere și mai mult lui Moise cum va fi. Și zice, și voi face așa că poporul să aibă trecere înaintea egiptenilor și va fi așa că atunci când veți pleca, nu veți pleca având mâinile goale, ca niște sclavi săraci, alungați și fugăriți din lume. Ci fiecare femeie va cere de la vecina ei și de la
cea care locuiește în casa ei vase de argint, vase de aur și vase și haine pe care le veți pune pe fiii voștri și pe fiicele voastre și veți prăda astfel pe egipteni. Dumnezeu spune nu doar că veți ieși și că Faraon într-un final forțat de mâna mea tare vă va lăsa să plecați, dar când veți pleca, nu veți pleca precum niște sclavi, ci veți pleca precum niște stăpâni de acolo, precum niște boieri. Veți avea o încărcătură mare cu voi. Ei însăși vă vor da numai să scape să plecați. Spune, fiecare din femeile voastre care sunt sclave la egiptence, vor cere de la stăpânele lor și acelea le vor da vase, le vor da o grămadă de lucruri și nu veți pleca cu mâna goală, veți lua bogăția Egiptului cu voi. Cu 40 de ani în urmă, Moise nu avusese răbdare ca să-L aștepte pe Dumnezeu să-i dea instrucțiunile acestea, să-i dea planurile de lucru. Ca și un constructor care zice, gata, ești angajat să construiești casa asta. Dar nu așteaptă planurile de la arhitect. Lasă că știu cum se face o casă, doar am făcut atâta și începești, sau o facem, facem. Așa a făcut Moise cu 40 de ani în urmă. N-a așteptat planurile de lucru de la arhitectul care este Dumnezeu. N-a așteptat ca Dumnezeu să-i spună ce și cum să facă primii pași. Și el a acționat pe cont propriu. Acum însă se vedea așa de mic și neputincios, încât nu mai avea curaj să facă niciun pas, chiar și după ce Dumnezeu îi dă toate planurile de lucru, detaliate. Îi spune și ce se va întâmpla, îi spune cum va fi. Și Moise nu mai are curaj să facă nimic. Dacă lucrezi de capul tău, ar trebui să te temi. Căci mai devreme sau mai târziu vei da greș. Dacă te încrezi în tine însuți, dacă ești încrezător în tine, în puterea ta, în banii tăi, în influența ta, în deșteptăciunea ta, în abilitatea ta de a predica sau de a vorbi sau de a îi convinge pe oameni sau de a face fapte bune, dacă te încrezi în tine, mai devreme sau mai târziu, vei da greș. Dar dacă Dumnezeu te cheamă și te trimite și îți spune ce se face, atunci nu trebuie să te temi de nimic. Fără Dumnezeu trebuie să te temi, dar dacă Dumnezeu îți dă planurile de lucru și îți dă trimiterea, atunci toată puterea Egiptului, toată puterea lumii acesteia, spuma, conducătorii lumii acesteia nu vor putea să stea împotrivă. Nimeni și nimic nu va putea să stea împotrivă. Și iată, vedem aici că totuși Moise șovăiește acum, șovăirea lui Moise. Acum ajungem la capitolul 4. Este adevărat că lucrarea pe care vrea Dumnezeu să o facă prin Moise și pe care vrea Dumnezeu să o facă prin fiecare dintre noi, e prea mare pentru noi. Lucrul acesta este adevărat. Dumnezeu nu neagă lucrul acesta. Dumnezeu ne cheamă la o lucrare care este peste puterile noastre. Asta nu este ceva anormal, este ceva normal. Dumnezeu face lucrul acesta intenționat. Și e normal să fim copleșiți gândindu-ne la asta, la magnitudinea lucrării. E normal să zicem ca și noi, zic, Doamne, dar cine sunt eu să mă duc, să le spun, să mă asculte pe mine, să predic cuvântul tău, să dau lecții din Biblie, să sfătuiesc pe unii, să încurajez pe alții, sau să mustru, sau să fac aia, sau să îndemn. Dar cine sunt eu? E normal să fim copleșiți de această misiune. Pentru că este mai mare decât noi. Dar Domnul ne asigură că El este cu noi și El va lucra prin noi tocmai imposibilul. De asta ne dă ceva care este mai mare decât noi. Fiindcă altfel n-am avea nevoie de Dumnezeu, am putea să facem singuri. Iar El vrea să lucreze El prin noi. Și El va lucra imposibilul prin noi pentru ca toată gloria să fie a Lui. Căci cine se laudă, ne spune Scriptura, să se laude în Domnul. De asta Dumnezeu alege așa. Întotdeauna El ne va chema la o lucrare care este mai mare decât noi, peste puterile noastre, pe care nu o putem face prin abilitățile noastre. Este normal lucrul acesta, pentru că Dumnezeu vrea să lucreze El prin noi, ca toată lauda și gloria să fie a Lui, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu așteaptă de la noi să ne încredem în El. Dumnezeu nu așteaptă să continuăm să aducem scuze și să șovăim, așa cum face Moise aici, să aducem tot felul de justificări, că stai să vezi, că stai cu fii, cu pății, că nu e aia, că nu e aia altă, că e prea scurtă, că e prea lungă, că e prea tânăr, că e prea bătrân. Dumnezeu are răbdare la început cu noi,
Dumnezeu înțelege, știe că ne dă de făcut un lucru care e mai mare decât puterile noastre. Dumnezeu se așteaptă să fim copleșiți și să avem această atitudine de frică, de neîncredere. Doamne, cine sunt eu să fac asta? Dar Dumnezeu nu se așteaptă să continuăm în asta și să ne împietrim inima. Și să șovăim așa cum a făcut Moise și să aducem tot felul de scuze. Iată care sunt scuzele pe care le aduce Moise și din care noi putem să învățăm. Pentru că de multe ori asta facem și noi astăzi ca și slujitori ai Domnului. Aducem cam același fel de scuze. Moise zice în capitolul 4, versetul 1, dar dacă ei nu mă vor crede, adică evrei, poporul. Acum Moise știa ce s-a întâmplat 40 de ani înainte. A încercat să-i scape, a încercat să le ține partea, a omorât un egiptean pentru un evreu și care i-a fost mulțamul, cum se zice? Ei au zis, ce te faci tu? Cine te-a pus pe tine peste noi? Pleacă de aici! Deci Moise, într-un fel justificat întreaba asta, el știe ce a pățit cu ei. Și cu oamenii cam așa pățești. Da. Nu este ușor să lucrezi cu oameni sau să-i mulțumești pe oameni sau să le câștigi încrederea oamenilor. Este interesant că prima scuză a lui Moise aici nu a fost că se teme de faraon și de egipteni, care zice că ar fi fost pericolul mai mare. Moise, ce treabă ai tu cu evrei dacă te crezi sau nu te crezi? Ție să-ți fie grijă cum o să apari în fața lui faraon? Și cum o să crezi tu că o să-i convingi pe ei? Dar Moise nu se teme de asta. De dușmanii lui Dumnezeu. Moise se teme tocmai de oamenii cărora Dumnezeu îl trimite să le slujească. Spune, ăștia sunt căpățânați. Cu ăștia o să am de furtă. Da. Dar dacă nu mă vor crede, tocmai pe cei care venea să-i elibereze, Dumnezeu ne trimite cu un mesaj de eliberare și pe noi astăzi la oameni. Cu o veste bună, cu vestea iertării de păcate, cu vestea vieții veșnice, cu vestea mântuirii. Și cei care ne descurajează cel mai mult nu sunt dușmanii lui Dumnezeu, ci sunt tocmai cei care ar trebui să fie salvați. Cei care le ducem vestea aceasta. Cele mai mari încercări și cele mai mari descurajări ale lui Moise, ale lui Iosua, ale lui Isaia, ale lui Ieremia, ale lui Pavel, a Domnului Iisus Hristos, nu au venit din partea dușmanilor lui Dumnezeu, ci tocmai din partea celor pe care Dumnezeu i-a trimis să-i slujească sau să le slujească. De acolo au venit cele mai mari probleme și împotriviri și descurajări. Astfel că această zicală este adevărată și pentru noi astăzi. Și se zice că lucrarea cu oamenii este foarte istovitoare, ca să nu zic mai mult. Este foarte grea. Mai bine te duci și dai la ciocan și la sapă, decât să lucrezi cu oameni. Pentru că oamenii nu sunt mulțumiți nici așa, nici așa, nici așa, nici așa. Și Moise aduce în primul rând această scuză. Zice, Doamne, da, dacă nu mă vor crede. Și Dumnezeu îi spune în versetul 2, ce ai în mână? Îi pune această întrebare. Și ce vrea să zică Dumnezeu? Dumnezeu îl asigură pe Moise că nu-i lipsește nimic, că nu-i trebuie ceva, o abilitate din afară, că nu-i trebuie ceva care el nu are, ci se va descurca cu ceea ce are deja. Ce ai în mână? Păi ce avea Moise în mână? Avea un toian de cioban. Era cel mai lipsit de valoare obiect din zilele acelea. Un toiac de cioban. Da. Și acest toiac de cioban ajunge să fie pus în concurență, în comparație cu sceptrul regelui Egiptului, al lui Faraon. Da. Acel sceptru care impunea autoritatea, care arăta bogăție, care arăta putere. Da. Dumnezeu îi zice, ce ai în mână? Un toiac de cioban avea. Și Dumnezeu vrea să-i spună aici, n-ai nevoie de altceva. Ce ai tu este suficient. Pentru că eu voi folosi ceea ce ai, nu ceea ce nu ai. De multe ori oamenii și slujitorii lui Dumnezeu poate să spună și de Doamne, dar n-am aia, nu-ți trebuie nimic. Mai ai pe mine și este destul. Ce ai în mână, Doamne, dar eu sunt sărat, dar eu n-am bani. Ce ai în buzunar e destul, ce ai în mână e destul, ce ai în cap e destul. Ce ai în trup ca și sănătate e destul. Ce ai în mână? Ce ai în buzunar? Ce ai în casa ta? Ce ai în viață? E destul. Nu-ți trebuie altceva. Nu te mai scuza că nu ai ceea ce îți trebuie ca să slujești pe Dumnezeu. Ce ai este destul. Du-te cu asta, cu ceea ce ai în mână și eu te
te voi folosi. De la versetul 3 până la versetul 9, Dumnezeu îi dă aceste trei semne lui Moise ca să îi convingă pe evrei dacă nu vor crede. Și le-am citit deja, nu le mai reiau acum, dar primul este acesta cu toiagul, care se va transforma într-un șarpe când îl aruncă Moise jos. Apoi semnul cu mâna, din nou, nu-i trebuie nimic din afară, bagă mâna în sân, se transformă, se umple de lepră, bagă din nou și se face curată. Al doilea semn. Și apoi spune, dacă nu te vor crede nici cu asta, să iei apă din râu și să o arunci pe pământ și ea se va transforma în sânge. Și spune, dacă, îi spune Dumnezeu, dacă nu te vor crede, să le arăți lucrurile astea. Dumnezeu îi arată că nu are nevoie de nimic special în dotare. Că are tot ce îi trebuie, fiindcă Dumnezeu va fi cu el. Este lucrarea Domnului, este planul Domnului, este timpul Domnului, sunt metodele Domnului, nu îi trebuie nimic altceva. Ce ai în mână, e destul. Du-te și eu te voi folosi. Acum aș vrea să fac o mică observație aici, sau o paranteză. Este pentru prima dată aici când se folosesc semnele și minunile făcute prin oameni. Sigur, Dumnezeu poate să facă semne și minuni oricând și oricum vrea El, dar găsim aici în cuvântul lui Dumnezeu pentru prima dată când Dumnezeu dă putere oamenilor să facă semne și minuni. Da? Oamenii și astăzi mai caută să facă semne și minuni ca să arate că ei sunt de la Dumnezeu. Dacă ne uităm în Biblie, vom vedea că Dumnezeu nu a dat așa la discreție oamenilor putere să facă semne și minuni. Au fost niște perioade strânse de timp sau scurte de timp în care Dumnezeu a lucrat prin oameni și le-a dat putere să facă semne și minuni. Nu așa la întâmplare și oricând. Și prima perioadă, toate aceste perioade au ținut aproximativ 100 de ani, nu mai mult. Și prima această perioadă este aici, a vremea lui Moise, când Dumnezeu plănuise să-l trimită pe Moise și să facă semne pentru egipteni. De ce? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că semnele și minunile, ce înseamnă un semn și ce înseamnă o minune? Înseamnă ceva supranatural, care trece peste legile naturii. Faci un lucru să plutească, sau Petru a mers pe ape, sau înmulțirea pâinilor, sau lucruri care sunt peste legile naturii. Și Dumnezeu ne spune că aceste semne și minuni, scopul lor, pentru Dumnezeu nu-i greu să facă așa ceva. Pentru El nu este nicio minune, pentru El este ceva normal. El poate să treacă oricum peste legile naturii, pentru că El le-a făcut. Amin? Pentru noi sunt semne și minuni, pentru Dumnezeu nu este nicio problemă. De fapt, Domnul Iisus Hristos spune, ce este mai greu, a zice, ologului? Păcatele sunt iertate sau ridică-ți patul și umblă? Ce este mai greu? Păi pentru noi oamenii, noi am zice, păi mai greu să zici, ridică patul și umblă, că noi vrem numai minuni să vedem cu ochii noștri. Dar Dumnezeu zice, nu, nu, mai greu este să zici iertate, să-l păcate. Ca ologul ăla să-și ridice patul să umble, Domnul Iisus a trebuit să zică doar un cuvânt. Atât. A fost ușor pentru el. Dar ca să fie păcate iertate păcatele, Domnul Iisus a trebuit să moară pe cruce. Și să fie părăsit de Tatăl. Deci ce este mai greu pentru el? Să facă o vindecare? Să facă o minune? Nu. Cel mai greu este mântuirea oamenilor. Da. El a murit pentru asta. Bun. Să ne întoarcem aici la aceste semne și minuni. Biblia spune că semnele și minunile sunt pentru cei necredincioși. Nu pentru cei credincioși. Semnele și minunile Dumnezeu le dă pentru cei care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei necredincioși, nu pentru cei credincioși. În speță, aici Dumnezeu planificase să-și arate minunile lui mari pentru egipteni. Așa îi zice lui Moise. Aici, în versetul 20 din capitolul 3. Duceți-vă, știu că regele Egiptului nu vă va lăsa, dar eu voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu toate minunile mele. Dumnezeu își plănuise să arate aceste minuni pentru păgâni, pentru lume, pentru cei necredincioși. Pentru că semnele și minunile nu sunt pentru pocăiți, nu sunt pentru credincioși, nu sunt pentru poporul lui Dumnezeu. Aceștia ar trebui să creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. A, Doamne, da, dar vreau să văd un semn. Dacă e așa cum zice Biblia aici. Semnele și minunile sunt pentru cei necredincioși, nu pentru cei credincioși. Și Dumnezeu plănuise să le arate egiptenilor. Dar se pare că și Moise, și bătrânii poporului evreu, aveau nevoie să vadă semne și minuni. De ce? Pentru că credința lor este slabă. Și de multe ori credința noastră este slabă. Și nu e destul pentru noi că scrie în Biblie.
mă, că scrie bine, dar, Doamne, fă o minune, fă un semn ceva, să, atunci o să cred. Înseamnă că ești necredincios. Înseamnă că ești slab în credință. Semnele și minunile nu sunt pentru cei credincioși. Aceștia au cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Semnele și minunile sunt pentru cei necredincioși. Pentru cei ce pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sunt semnele și minunile. A doua spusă pe care o aduce Moise la versetul 10. Moise zice acum, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și defectul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă, nici măcar de când vorbești cu robului tău, adică de 40 de ani în urmă, ci sunt greoi la vorbire și încurcat la limbă. Moise aduce acum o nouă scuză ca să nu se ducă în lucrarea la care Domnul îl trimisese. Prima dată el dă vina pe oameni că nu-l vor crede și de multe ori, de ce nu ne ducem noi să batem la ușile oamenilor? De ce nu ne ducem noi să dăm un tractat biblic? De ce? Că oamenii sunt răi și nu ne cred, nu-i așa? Observați cum modelul se repetă? Și Moise prima dată dă vina pe oameni. Doamne, Tu mă trimiți la ei să-i scap, dar pe ăștia nu-mi interesează, nu mă vor crede. La fel sunt și oamenii din zilele noastre. Acum Moise dă vina pe el, că nu el bun. Oamenii îți dă vină prima dată, după aia zice Moise, eu mi-ți dă vină. După ce Dumnezeu i-a răspuns, acum Moise zice, Doamne, eu nu sunt bun. Nu știu să vorbesc. Și Dumnezeu începe să-și piardă răbdarea cu Moise. Și zice în versetul 11, ce vrei să zici? Cine a făcut gura omului? Tu nu știi cu cine vorbești? Cine sunt eu? Eu nu știu ce poți tu și ce nu poți tu. Cine ți-a făcut gura ta? Cine îl face pe om mut sau surd? Ce vrei să zici? Cine îl face pe om orb sau cu vedere? Oare nu eu, Domnul? Oare nu controlez eu toate lucrurile? Mie îmi vin strugogoșile astea, zice Dumnezeu? La mine vii tu cu scuzele astea? Că nu poți, că ești prea mic, că ești prea mare, că ești prea slab, că ești prea nu știu cum? Nu sunt eu în controlul tuturor acestor lucruri? Mie îmi spui tu lucrurile astea? Ce fel de scuze sunt astea? Cum adică nu poți sau nu ești bun? Sau nu știi? Dar ce, Dumnezeu te alege pentru că poți sau pentru că ești bun de ceva? De asta te alege Dumnezeu, că ești tu mai răsărit decât alții? Ai văzut că atunci când ai crezut că ești cineva, n-ai putut să faci nimic, Moise. Cum adică nu poți? Păi ce, Dumnezeu te alege fiindcă poți? Dumnezeu nu are nevoie de tine să poți. El este în controlul tuturor acestor lucruri. Dumnezeu te alege ca să-și arate lucrările sale mari, chiar și prin oameni slabi cum ești tu. Amin? Slăviți să fie mai bine, Domnul. Dumnezeu are nevoie de oameni slabi, dar credincioși. Dumnezeu nu are nevoie de oameni puternici și care se încrede în ei înșiși. Dumnezeu are nevoie de oameni credincioși. Acum, se pare că Moise era, cum se zice, bâlbuit sau împleticit la limbă sau nu știu cum se zice. Da? Da? Și Moise spune, e cam de mult asta, poate chiar a fost din naștere, nu știu, zice că e de mult defectul ăsta și Dumnezeu știe. Dumnezeu îi spune, crezi că eu nu știu asta? Iată, fratele tău, Aron, are vorbirea ușoară. El se descurcă, m-am gândit și la asta, zice Dumnezeu. Eu știu lucrurile astea. Însă Dumnezeu nu se împiedică de așa ceva. Dumnezeu zice, du-te și vestește Evanghelia. Du-te până la marginile pământului. Dă un tractat biblic. Roagă-te. Dumnezeu este cu tine. Amin? Și de multe ori se întâmplă astfel de minuni, că vedem oameni sănătoși și întregi la minte și care au mult mai multe abilități, care nu fac nimic pentru Domnul și vedem oameni care au anumite handicapuri, care fac mai multe pentru Domnul. Așa alege Domnul. Pe cei slabi ca să facă de rușine pe cei tari. Pe cei mici ca să facă de rușine pe cei mari. Pentru că nu ești tu cel care faci lucrul acesta, ci este Domnul. Cine a făcut gura Domnului? Pardon, gura omului, zice Dumnezeu. Cine dă grai, văd sau auzi? Oare nu este Domnul atotputernic? Oare nu controlează El toate aceste lucruri? Cum zici tu că nu pot când Domnul te trimite? Și în versetul 12, Domnul zice, hai, du-te acum! Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce să vorbești. Hai, du-te! De ce nu te duci la vecinul tău cu Evanghelia?
De ce nu te duci cu un tractat biblic? De ce nu dai pe stradă la cine te întâlnești? De ce nu vorbești? Doamne, nu pot, nu știu, nu mă vor crede. E așa, e așa. Hai, du-te, 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 zice Dumnezeu. Eu îmi fiu gura ta. Eu te voi învăța ce să vorbești. Amin? Oare nu facem și noi la fel ca și Moise de multe ori? Oare nu aducem acele scuze înaintea lui Dumnezeu? În versetul 13, Moise rămâne fără scuze și își arată inima care e adevărata problemă acum. Asta era adevărata problemă, în acest restul erau numai scuze, numai motive neîntemeiate. Dar asta era adevărata problemă și anume Moise nu vroia să se ducă. Și la fel se întâmplă astăzi cu mulți creștini. Pur și simplu, nu vor. Doamne, trimite pe altcineva. Eu dau bani, eu fac aia, eu... Orice altceva, trimite pe altcineva. Pe cine vrei tu, pe mine? Și asta era adevărata inimă a lui Moise. Și acum el își arată, își dă arama pe față. În versetul 13, Moise a zis, ah, Doamne, trimite-te rog pe oricare altul vei vrea să trimiți. Numai nu pe mine. Acesta era adevăratul gând din inima lui Moise de la început. Doamne, nu pe mine. Trimite pe altul. Restul au fost doar scuze, dar acum Moise își dă inima pe față. Doamne, nu vreau să mă duc. Nu mă simt confortabil. Nu mă simt în largul meu. Doamne, mi-e greu. Doamne, nu e pentru mine asta. Doamne, mie dă mai ceva de făcut. Dar trimite aici pe altul. Asta era adevărata inimă a lui Moise. Și acum, Domnul spune în versetul 14, s-a mâniat pe Moise. Putem să întindem coarda până la un moment cu Dumnezeu. Și Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi anumite consecințe. Da? Și dacă te încăpățânezi și întinzi coarda, Dumnezeu are apte cu jocul nostru și de cu jocul tău, al fiecăruia dintre noi. Nu știu ce ar fi făcut sau ce ar fi pățit Moise, pentru că după ce Dumnezeu spune că s-a mâniat pe Moise și îl mai înfruntă încă o dată pe Moise, Moise cedează și se duce. Dar cu siguranță Moise ar fi, Dumnezeu ar fi avut acte cu jocul lui. Și Dumnezeu face la fel și astăzi. În Isaia capitolul 6, Dumnezeu întreabă acolo pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Această întrebare este valabilă și astăzi. Dumnezeu zice pe cine să trimit. Domnul Iisus Hristos spune în Matei capitolul 9, s-a uitat la mulțimi și le-a fost milă de ele, i-a fost milă de ele, fiindcă erau rătăcite ca niște oi fără păstor. Nu știau în ce direcție să o apuce. Spiritual vorbind, nu știau ce trebuie să facă în viața asta. Unde e Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Unde voi merge după ce voi muri? Erau căpiate, ca niște oi căpiate, besmetice, fără păstor. Și Domnul Iisus s-a făcut milă de ele și a zis, știți ce? Rugați pe Tatăl Săcerișului să scoată lucrători, slujitori. Pe cine să trimit? Cine va merge? Cine va merge să le spune cuvântul? Cine va merge să le spune direcția? Cine va merge să le spune planul lui Dumnezeu? Pe cine să trimit? Moise a zis, Doamne, trimite pe altul. Tu ce vei zice? Eu ce voi zice? Dar Isaia a zis, iată-mă, trimite-mă. Sunt unii astăzi care întreabă, Doamne, dar unde vrei să mă trimiți? Doamne, dar va fi apă caldă acolo. Dar ce salariu voi avea? Dar pensie va fi? Ce voi face la pensie? Isaia n-a întrebat nimic din toate astea. N-a știut unde se duce, n-a știut pentru cât timp, n-a știut unde îl va trimite Domnul. Domnul a zis atâta. Pe cine să-l trimit? Este cineva disponibil? Cine va merge pentru noi? Și Isaia a zis, iată-mă, mă ofer voluntar, trimite-mă. Și apoi Dumnezeu i-a spus planul, du-te la acest popor, spune-le, până când să le spun? Și Dumnezeu spune, până când și ce să facă? Cu cine ne identificăm noi? Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, nu-i oare acolo fratele tău, Aron, levitul? Știu că el poate vorbi ușor. Moise, tu îmi spui mie că tu ești bâlbâit? Eu nu știu lucrul ăsta? Înainte să te trimit, eu nu știam lucrul ăsta?
Lasă că am eu totul pregătit. Știu eu care e situația. Tu trebuie doar să te duci și să ai încredere în mine. Mă îngrijesc eu de toate lucrurile. Oare nu este fratele tău Aron acolo levitul? Oare nu este el cu vorbirea ușoară? El însuși vine înaintea ta. Și când te va vedea, se va bucura inima lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce aveți de făcut. Mai târziu Dumnezeu spune și aici avem și definiția cuvântului de profet. Spune, el va fi profetul tău. Ce înseamnă un profet? Un profet înseamnă unul care vorbește pentru altcineva, în numele altcuiva. Dumnezeu îi spunea lui Moise și Moise îi spunea lui Aron. Și Aron vorbea pentru Moise. Era profetul lui Moise, era gura lui Moise înaintea poporului. Ori de câte ori noi vorbim astăzi din cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem profeții ai lui Dumnezeu. Noi profețim. Noi vorbim pentru Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, el va vorbi poporului în locul tău. Și eu voi sluji, eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Tu ia-ți în mână toiagul acesta cu care vei face semnele și du-te. Și Moise spune în versetul 18, a plecat. În sfârșit, nu mai aduce nicio scuză, nu se mai potrivește, probabil a înțeles că a ajuns la limită și că Dumnezeu s-a mâniat și e bine că Moise s-a temut de Domnul aici. Și Moise a plecat, s-a întors la socrul său Ietro în Madian și a zis, lasă-mă, te rog, să plec, să mă întorc la frații mei în Egipt ca să văd dacă mai trăiesc și Ietro i-a zis lui Moise, du-te. Iată, Dumnezeu aranjează toate lucrurile. Mi-amintesc că acum 20 și ceva de ani, în anul 2000, când trebuia să plec să lucrez în străinătate. Și când socrul meu, da, nu Ietro, Iliuță îl chema, și-a pus obrazul pentru mine ca să mă duc să lucrez acolo și să mă ia oamenii aia, că nu vroia nimeni să mă ia pe mine, că eram tânăr, neexperimentat, pe el vroia să ia, nu pe mine. Și a zis, da, ia pe ginerele meu și noi vroiam să ne facem și noi casă, nu ca tot omul, ce e rău în asta? Și mi-aduc aminte că Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că nu este asta voia Domnului și să-mi las viața mea în voia Domnului și o să mă duc să slujesc pe el. Nu-i grija mea, unde locuiesc, ce voi mânca și așa mai departe. El se va îngriji și de mine și de soția mea și de copiii mei și de pensie și de toate lucrurile. Și am zis, bine Doamne, așa fac. Dar a venit vremea să mă duc la socrul meu și să zic, da? Și mă gândesc acum la Moise, că s-a dus la socrul lui și a zis, lasă-mă să plec. Da. A venit și la noi vremea să mă duc la socrul meu să zic, știi, mulțumesc, da, pentru că ai vorbit pentru mine, dar nu mai vreau să mă duc în Israel. Orice om normal la cap s-ar fi dus. Și toți creștinii și toți pocăiții și toți colegii mei de la Institutul Biblic mi-au zis să nu ratezi ocazia asta, asta e de la Dumnezeu. Numai de la Dumnezeu nu era. Că dacă m-aș fi dus acolo, n-aș mai fi fost astăzi aici și familia mea ar fi fost probabil cu totul alta. Și poate nu ne-am mai fi bucurat de prezența Mariei. Am trezit-o. Da? Dar Moise avea multe necunoscute. Noi zicem, a fost ușor pentru Moise. A fost un mare slujitor. Dar chiar și pasul acesta, primul, să se ducă la socrul lui, care el era acolo ginere, da? Cum e ginerele la socrie, da? Și să zică, da, gata, m-am ajuns acum, vreau să plec. Dar Dumnezeu i-a aranjat toate lucrurile. Așa a fost și cu noi. Nimeni nu s-a supărat, nimeni n-a zis nimic. Chiar dacă părea lucrurile anormale. Da? Dumnezeu a aranjat toate lucrurile. Și Moise a plecat și a ascultat. Haideți să vedem, să tragem o linie și să tragem o concluzie și să vedem oare din aceste tipare sau modele comportaționale din comportamentul lui Moise, nu le găsim și astăzi în noi, în creștini, în slujitorii lui Dumnezeu? Mai întâi, Dumnezeu te alege să hotărăști dacă vrei cu lumea sau dacă ești dispus să lași lumea și să suferi baciocuri alături de poporul lui Dumnezeu. Adică să-ți predai viața Domnului, să fii mântuit, să fii păcatele iertate, să nu mai trăiești pentru lumea aceasta. Și Moise a răspuns bine la această chemare. Și mă rog că dacă sunteți aici în seara aceasta, să lăsați lumea și să fi răspuns la această chemare, să nu mai stați în dubii, oare ce se merită să fac. Dar apoi, după ce suntem mântuiți, Dumnezeu are o lucrare de slujire pentru noi. Pentru asta ne-a mântuit Dumnezeu. Nu ca să supraviețuim aici, să vadă dacă putem să ne câștigăm pâinea. Dumnezeu spune, prea iubiților, lui le dă pâinea ca în somn.
Nu asta trebuie să fie grija noastră în viața aceasta. Ce voi mânca, ce voi bea, unde voi locui. Sigur, sunt necesare lucrurile acestea, trebuie să fim buni administratori, trebuie să muncim, dar asta e grija lui Dumnezeu. Eu vă voi da lucrurile acestea. Voi nu vă îngrijorați de lucrurile acestea. Dar de ce să ne îngrijorăm noi atunci? De lucrarea Domnului. Ce are Domnul pentru mine de făcut? Pentru Moise a avut asta. Pentru Isaia a avut altceva. Pentru Iosua a avut altceva. Pentru David a avut altceva. Pentru Pavel a avut ceva. Dumnezeu are și pentru mine ceva. Amin? Dumnezeu are și pentru tine ceva. Și lucrarea lui Dumnezeu este măreață. Oricare ar fi ea. Nu contează prin cine o face Dumnezeu. El este Cel care este în spatele acelei lucrări. Și lucrarea lui Dumnezeu este măreață. Este bine să nu fim încrezători în noi înșine. Este bine să fim copleșiți când vedem în Cuvântul lui Dumnezeu. Mergeți în toată lumea. Duceți Evanghelia la orice făptură. Faceți așa, faceți așa. Dați zeciuială, faceți aia, faceți aia. Nu vă îngrijorați. Este normal să fim copleșiți. Să ni se pare mai mult decât putem noi să facem. Lucrul ăsta este normal. Tocmai asta vrea Dumnezeu. Să ne vedem mici. Atunci El poate să ne folosească. Dar nu este normal să insistăm în această încăpățânare și în această șovăire și să aducem scuze. Doamne, oamenii sunt răi, nu mă vor crede. Doamne, eu nu știu să vorbesc. Doamne, trimite pe altcineva. Dumnezeu se mânie dacă insistăm în lucrurile acestea. Și s-ar putea să ne tragă pe dreapta. S-ar putea să ne facă nefolositori, să ne pună pe raft. Sau s-ar putea să ne ia, sau să ne ia anumite lucruri. Uneori oamenii se spune, Doamne, nu pot din cauza copilului, nu pot din cauza căștii, nu pot... E periculos să zicem asta lui Dumnezeu. S-ar putea să ne ia lucrurile acestea. Dacă astea ne încurcă, Domnul Iisus Hristos spune, dacă ochiul tău te încurcă, dacă mâna ta te încurcă, tai-o. Nu lăsa familia ta, nu lăsa binecuvântările pe care ți le dă Dumnezeu să stea în calea slujirii lui Dumnezeu. Este periculos să spunem așa ceva lui Dumnezeu. Nu știm ce ar fi făcut Dumnezeu lui Moise dacă Moise ar fi continuat în încăpățânarea lui. Dar spune aici că Dumnezeu s-a mâniat. Ce vom face noi? Pe cine să trimit, zice Dumnezeu astăzi? Și cine va merge pentru noi? Vom fi un Isaia? Iată-mă, trimite-mă. Nu mă interesează unde. Nu știu ce lucrare ai pentru mine, Doamne, dar sunt dispus. Cu tine oriunde. Dacă tu mă trimiți, sunt dispus. Sau vom fi un Moise. Doamne, trimite pe oricine vrei, numai pe mine, pe altcineva. Cum vom răspunde noi? Vom fi un Pavel? Doamne, ce vrei să fac? Sau vom urma chiar modelul Domnului nostru Iisus Hristos? Iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, zice Domnul Iisus. Am venit să fac voia ta, Dumnezeule. Ce vrem noi să facem cu viața noastră? Suntem dispuși să lăsăm pe Dumnezeu să ne folosească? Sau aducem scuze. El a făcut gura omului, El a făcut picioarele, El ne-a făcut viața, El face pe om așa sau așa, El ne dă sănătate sau nu, El deschide ușile, El face orice, nu avem nicio scuză. Trebuie doar să zicem, iată-mă, trimite-mă. Și să nu șovăim și să nu aducem tot felul de scuze. Și Domnul să ne ajute să avem încredere și să ne îndemnăm unul pe altul și să ne încurajăm unul pe altul cu această încredere în Dumnezeu și să nu ne descurajăm unul pe altul prin lipsa de credință. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.